Hristos s-a înălțat. Și slăvit să fie Domnul. Iubit părinte, iubiți frați, iubite surori, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mai lăsat încă o zi să putem medita la cuvântul Său. Să ne pregătim și noi pentru înălțarea noastră. Auzeam astăzi la biserică că ziua de astăzi este așezată între două sărbători mari. Înălțarea la cer a Domnului Iisus și pogorârea Duhului Sfânt. Și Sfinții Părinți au găsit cu cale ca între aceste sărbători să ne pună rugăciunea Domnului Iisus. Și nu este la voia întâmplării pus această rugăciune, pentru că vedem că primirea Duhului Sfânt a fiecăruia dintre noi este condiționată de un lucru pentru care se roagă Mântuitorul. Unitatea. Fără această unitate nu ne arată cuvântul lui Dumnezeu în niciun loc că vom fi îmbrăcați cu puterea cea de sus. Este un lucru care ne dă de gândit și foarte serios. Pentru că scopul vieții noastre este dobândirea Duhului Sfânt. Puterea aceasta care Dumnezeu vrea să îmbrace pe fiecare suflet în parte. Pentru ca în lumea aceasta să poată birui toate luptele și ispitele care vin pe pământul acesta. Și diavolul, dacă privim în istorie, el tocmai la aceasta a luptat. Din timpul primelor oameni, al lui Adam și Eva, prin neascultare, a urmat căderea și a urmat această neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am gândit că pentru ce s-a rugat Mântuitorul Tatălui? Pentru unitatea ucenicilor, pentru unitatea lumii. A văzut ei? A simțit el între ei ceva? Și dacă am fost atenți, am văzut lucrurile acestea și noi. Chiar între ucenici, dorința de a fi mai mare. Cererea fiilor lui Zebedeu și multe altele. Și Domnul s-a rugat pentru unitatea lor. Este condiționată mântuirea noastră prin primirea Duhului Sfânt de această unitate. E mult de vorbit și Apostolul ne-a arătat astăzi prăzluirea care o face Biserica. Amintirea, așa cum s-a amintit de acel sinod, de cei Sfinți Părinți care au ținut ca fiecare să fie prezent acolo pentru a se lămuri învățătura de credință odată pentru totdeauna. Și s-au prezentat acolo, așa cum se amintea, fiecare venind nu numai cu știința sau cu descoperirea Duhului Sfânt, ci și cu o dovadă a mărturisirii credinței în fața celor necredincioși. Și aceasta Biserica o prăznuiește și noi ne amintim. Și face parte din mărturisire
din mărturisirea noastră, pentru că cei dinaintea noastră n-au mărturisit numai prin cuvânt, ci și prin viața lor. N-au mărturisit numai prin scris, ci și prin sângele lor. Așa cum au fost părinții noștri. Fiecare pe pământul acesta dăm o mărturisire într-un fel sau altul. Că l-am cunoscut pe Domnul Iisus sau nu l-am cunoscut pe El. Prin jertfa care o aducem, la care suntem chemați. Sigur, de fratele Vaselică și mulți alți frați și multe alte persoane, alți credincioși, care au înțeles cuvântul lui Dumnezeu și, în primul rând, au adus copii în lumea aceasta. Mamele și surorile, spune Sfântul Apostol Pavel prin Sfântul Timotei, că se mântuie prin nașterea de fii. Dacă îi va îndrepta pe calea lui Dumnezeu să păzească poruncele. Și am văzut în familia aceasta, și așa cum se amintea, și cum știm câtă jertfă trebuie să depună o mamă pentru unul sau doi copii, dar pentru mai mulți. Câte lacrimi trebuie să verse o mamă și un tată. Mă gândeam în familia verișorilor noștri. Toți am fost copii și neascultători. Toți ne-am rușinat de cuvântul lui Dumnezeu. Și am mers o vreme pe această cale a lumii. Mai puțin sau mai mult. Și câte lacrimi au vărsat părinții noștri. Care este cea mai mare bucurie a unui părinte? Nu cred că este aceea să-și vadă copiii realizați în diferite și în domenii înalte. Un părinte credincios, responsabil și conștient, cea mai mare bucurie o are când un copil este credincios. Mi-aduc aminte cu vreo 10-15 ani în urmă că am trecut pe la cineva cu colindul și ne-a spus, zice, am 6 medici în familia mea. Și l-am întrebat câți sunt sau câți au mai rămas în adunare. Și a pus capul jos și a zis, nici unul. Și a lăcrimat. Omenește, este o bucurie să ai 6 medici în familie. Dar când știi că din mâna ta va fi cerute sufletele lor și n-ai ce să răspunzi, atunci vine durerea. De aceea, Mântuitorul se roagă pentru unitatea lumii, pentru unitatea credincioșilor, pentru unitatea ucenicilor, pentru unitatea celor care vor crede prin cuvântul lor. Zilele acestea am văzut o știre în lumea aceasta și pe lângă cele ce s-a întâmplat din lumea politică în Italia, Papa a invitat și el actorii, comicii. Și le-a spus un lucru. Voi să fiți uniți. Pentru că râsul este molipsitor. Ce lucru interesant. Voi să fiți uniți. Pentru că râsul este molipsitor. Lucrul slab se transmite ușor.
Unitatea este un lucru pentru care se cere multă jertfă pentru această unitate. Dar mai întâi de toate se cere adevărul și după aceea iertarea noastră. Avem nevoie de multă iertare. Spunea fratele Silivestru că înaintea la toate lucrurile stă rugăciunea. Și după aceea este iertarea. Iertarea care trebuie să o dăruim fiecăruia dintre noi. Unul celuilalt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Deci voi așa să vă rugați. Tatăl nostru. Ce este rugăciunea domnească? Tatăl nostru. Și spune, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Mântuirea noastră este condiționată și de iertarea aceasta. Și de nu veți ierta, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Noi toți avem greșeli. Toți am greșit, toți am păcătuit. Dacă privim pe cineva, sau dacă mă privește cineva și aduce aminte de un lucru, uite, mi-a greșit odată. Mi-a spus ceva odată. Mi-a făcut ceva odată. Dar dacă nu iertăm, nu ne putem mântui. Spune, nici Tatăl nu vă poate ierta. Dacă voi nu vă puteți ierta unul pe celălalt. Prin această iertare se poate ajunge la părtășie. La unitate. Câtă vreme rămâne în noi zgura aceasta a răutății. Nu a bunătății. Bunătatea iartă. Răutatea nu iartă. Nu uită. Nu putem ajunge la părtășie. Putem avea așa o colaborare, un dialog, dar nu putem ajunge la părtășie. Să ne ajute Dumnezeu să putem înțelege această rugăciune a Mântuitorului. Să știți că suntem condiționați de unitatea aceasta pentru a primi puterea Duhului Sfânt. Noi spunem că noi cerem și avem. Avem atunci când împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur, puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu ne dăruiește fiecare dintre noi. Dar dacă nu rămânem în Cuvântul Său, pentru că ne spune, rugați-vă cum? Neîncetat. Neîncetat să ne rugăm. Când nu ne mai rugăm, ce se întâmplă? Vin gândurile, vin ispitele, vin fel de fel de lucruri lumești. Și atunci pierdem această lucrare, această putere al Duhului Sfânt. Și sigur că atunci suntem biruiți de ispite, biruiți de valuri. Biruiți de păcate. Biruiți de tot felul. Biruiți de răutăți. Și nu mai putem iubi. Să ne ajute Dumnezeu să putem înțelege Cuvântul Său. Și să putem prețui acest timp. Să ne aducem aminte, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel în Evrei, de părinții noștri, de mai mari noștri. Sigur, Dumnezeu, mă gândeam și de multe ori, n-am zestrat pe fratele Vasilică, cu multă înțelepciune, cu mult tact. Multe lucruri a făcut în viața aceasta, pe plan material. A iubit și lucrarea, a iubit și frații. M-am gândit de multe ori. A iubit frații, parcă de multe ori, mai mult decât trebuia. Dar aceasta a fost iubirea care Dumnezeu a pus în el. Pentru că și-a iubit copiii, m-am gândit, toți au fost obrazi. Dar așa a iubit pe fiecare dintre ei. Așa cum ne iubește tatăl. Așa a fost și el. Un tatăl pentru fiecare din copiii lui. Și pentru fiecare dintre noi. Mergea pe la toate adunările și la cele care noi am spus să nu mai meargă. Se cerceteze pe frați.
să îi întărească pe frați. Pentru că vrăjmașul este cel care dorește, spunea Părintele astăzi la biserică, societatea de astăzi și vrăjmașul lucrează prin ea doar să împartă. Singura instituție care îi mai adună pe oameni este biserica. Acolo se mai pot aduna. Este adunarea. Aici ne mai putem aduna. În societate omul este împărțit. Fiecare cu gândul lui, fiecare cu ideea lui, fiecare cu tot ce are el. Nu mai privește la semenul lui în niciun fel. Doar în biserică. Acolo este Mântuitorul și ne arată pilda sa. De aceea, în biserică și adunare, putem să ne gândim, să medităm și să învățăm lucruri care ne vor ajuta să ne mântuim sufletele noastre. Slăviți să fie Domnul! Amen.